Chiar dacă profitul este unul semnificativ, investiția inițială necesară înființării unui hectar cu mure nu costă foarte mult. Unul dintre investitorii spanioli spune că murul se comportă foarte bine la pământul nostru, iar cei 6.000 de butași plantați au dat o producție bună acum. Acum un an de zile am plantat aproape 6.000 de butași. 6.000 în o suprafață de 2 hectare. 2 hectare. Sunteți mulțumit de rezultate? Foarte mulțumit. Se poate vede. Pământul este bun? Cel mai bun. Într-adevăr, este deosebit. Deosebit. Și cine a venit din Spania cu mine, când a văzut un miserial și profesionist, când am văzut așa ceva, au spus la fel, că este un pământ deosebit. Deci plantația special de mur se comportă foarte bine. Se comportă extraordinar. Nu speram așa ceva. S-a comportat mult mai bine decât speram. Investiția este la început și tot mai mulți tineri vor să facă parte din asociația care se ocupă cu cultivarea murelor. Vreau să vă spun că scopul nostru acum, aici în România, este să fim un exemplu pentru România. Suntem prima cooperativă în Gord și eu vreau să încurajez pe interprisatorii care sunt în Vulcea sau sunt în Dolj sau în toate părțile în România să adaugă în această idee cu cooperativa, pentru că România are un pământ extraordinar, deosebit. Și tot împreună putem lucra și putem reuși orice. Orice. Da. Unde vindeți murele? Murele, scopul nostru este să fie exportat în afară, în Germania, în Italia, în Spania, și avem piața de desfacere, unde se da valoare, se valorează marfa noastră. Și se poate vinde la un preț corect. Și de aceea aici nu se întâmplă așa ceva. Un kilogram de mure se poate reuși aici, și este ecologice, cu 8 lei, 10 lei, nu se poate așa ceva. Și acolo cu cât s-ar vinde? Putem vinde, eu cred că pot ajunge inclusiv la kilogram la 45 de lei, 55, 50 de lei. Dacă recolta va fi bună de acum înainte, tinerii investitori se tem că vor avea probleme cu desfacerea, așa că intenționează să achiziționeze și un depozit frigorific.